Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Uh, discutăm în filmulețul ăsta despre un mail primit astăzi, sâmbătă, 18 uh, 2020, de la cineva care preferă să rămână anonim. Uh, domnul este plecat în străinătate, are o casă în construcție de 160 de metri din câte am reținut, o să vă arăt și uh, Textul din mail la care am dat prin screen că trebuie să rămână domnul anonim cum ne-a rugat uh, și uh, a lăsat electricianul să facă treaba în casă Vreau o părere o părere sinceră uite iar mă îmbiesc să critic acum ce să facem eu îmi dau părerea mea personală. Perfect. vreau să creăm hate și alte chestii. Să mărim un pic textul. Și avem așa. Bună ziua, domnule Ștefan! Am urmărit filmulețele noastre de pe Facebook, probabil de pe YouTube, și m-am gândit să vă trimit poze cu instalația electrică de la casa mea în construcție, plus poze cu tablou electric astăzi finalizat. Deci astăzi, 20 ianuarie 2020. Dacă vreți, puteți face un filmuleț pe YouTube să vă spuneți părerea sau dacă nu aveți interes, e de asemenea ok. Eu nu mă pricep la electric, am discutat doar, am discutat doar cu electricianul ce și cum vreau, i-am dat proiectul bucătăriei și apoi i-am dat mână liberă. Foarte corect, așa trei și făcut. I-am spus cu ce materiale să lucreze, nici măcar n-am vorbit despre bani. I-am spus sau nu i-am spus? Nu i-am spus, așa, scuzați. Nu i-am spus cu ce material să lucreze, nici măcar nu am vorbit de bani. L-am ales pentru că știam despre el că e electrician foarte bun. Ni l-a recomandat un alt electrician bun prieten de familie. Eu sunt din provincie, dar sunt plecat în străinătate. Casa este parter plus mansardă, 160 de metri utili. Jos sunt două bucătării, cameră oaspeți, baie, balcon sus trei dormitoare, un salon, o baie, un spălător haine. Sus mai e prevăzut aer condiționat. Tensiunea este 220, de fapt e 230 și 400 respectiv de ceva vreme. La exterior s-a mai făcut ceva doză pentru curentul necesar la un hidrofor și la poartă. Pe l-aș fi protejat cu un diferențial de 10, sincer. Gălzirea va fi centrală pe gaz. Mulțumesc, prefer să rămân anonim. Până aici toate e bune și frumoase. Aici avem poze de la lucrare. Așa e făcută poza într-o parte, nu e laptop într-o parte. Nu comentez partea de copex, e permis să poți facă fiecare ce vrea, nu asta e problema. N-arată rău, nu arată rău deloc. Cum e pozat. Numai că am o suspiciune că ăsta negru de aici urcând pe lemn. Sau cel puțin sper. Partea de aici. E copex metalic. Pe lemn ok. Aici nu mai e ok. Copex metalic, indiferent că e în plastic sau nu, nu se bagă în zidărie. Am văzut unii care pun și cei CYYF în copex metalic, Dumnezeule! Aici am o întrebare mai tâmpită: dacă domnul în casă avea arcadă, domnul electrician venea cu asta pe arc sau venea și el orizontal sau vertical? Zic, asta nu e corect aici. Venit lângă grindă, trebuia, adică aici ai șanse să găurești peretele și după aia cum mai schimbi cum mai schimbi conductorul ar zice unii simplu, ca să lămurim treaba asta delirăm, deviem cum vreți să-i spuneți, de la subiect uh, treaba cu nu băga nim că nu mai poți să schimbi nu mai poți să schimbi nici uh, FY cu nici mif nici ce conductor vei tu în țeavă. În primul rând, toți electricienii greșesc maxim la următorul, uh, la următorul lucru. Copex sau țeavă de 11, de 13, de 16. Poate n-aia să bagi maxim 2 conductori când ai înghesuit 3, 5, 6, deși nu e permis la 16. Nu mai tragi nimic. Vrei să faci treaba asta să poți să tragi, dar fă doze, pune țeavă de 25 sau Copex și atunci o să faci treabă. Altfel nu o să schimbi. Plus de asta este regula de aur. Ai dat gaură cu spiralul și ai spart Copexul sau țeava, trebuie să schimbi nu numai cablu. Tu nu ai voie să lași țeava spartă sau copexul spart în, în interiorul peretelui. Deci astea sunt niște chestii de a dormi copiii. Niște chestii să ne băgăm în seamă. Niște detalii care nu ai cum să, să nu ții cont de ele. Cablu Nimjiu, spre exemplu, ține 50 de ani. Dacă nu îl găurești, e normal. Dacă l-ai găurit, ai două variante îl schimb cu totul. La fel ca și pe țeavă, că nu trebuie să lași țeava sau copexul spart, sau faci alt traseu de cablu și la, îl anulezi pe ăla. La fel și la copex, la fel și la țeavă. Nu știu de ce tot ne încăpățânăm să avem niște fixuri așa de până anii 50 și rămânem blocați. Rămânem pur și simplu blocați pe ele. Bun, să revenim. La tablou din păcate nu se vede prea bine nu văd ce e generalul o să vedeți la ce așa tablou e din e pe două rânduri de module și l-a făcut full 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 de ași l-a făcut aici la pe nu văd niciun pe sănătos o să ne uităm în celelalte poze sunt mulți care sunt speriați că lu ai tras cablu de TV pe lângă ăla, pe lângă ăla, inducție, chestii, influențează unde, unde americane. Asta ce înseamnă aici? Adunătura asta de cabluri. E lucrat frumos? Nu e lucrat urât. N-am spus că e lucrat urât, dar factor de temperatură, loc liber, rezerve nu există aici. Și ce e asta? Ce sunt adunăturile astea de cabluri? Deci tabloul ăsta trebuia minim 48 de module. Așa, uite că se vede aici. Avem Vigi C40. Schneider. Pe general. Sincer. Micuț cu 30 de miliamperi. Doamne, de deci ce scrie Schneider de sub aici? Nebunesc. Deci dacă e clapeta lăsată jos, nu vezi nimic. Uite, 30 de miliamperi. Și codul mi se pare că l aici. Nu-mi dau seama. C40. Hmm. Să zicem, dacă ar fi simultaneitate bună, adică mică, dar prea multe, eu mai mult de 9 n-am pus niciodată pe un diferențial. Și calculând simultaneitatea, că dacă pui 9 de 16 pe un diferențial de 40, să zicem, și toate alea sunt încărcate cu 16, ceea ce e imposibil, decât dacă ești nebun sau ai 16 radiatoare în casă și nici așa nu sunt încărcate la maxim, să zicem, e încărcat generalul, ăla da, e depășit, nu încărcat, dar aici îmi se par prea multe, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 spărând, sunt 12 siguranțe și cu 14 Dumnezeule, aproape 30 de, au oh, și mai vedem aici ce 20, iar nu e bine. Iar nu e bine, nu e bine. Ce are domnul? E C20 sau C25 aici? Nu văd exact. C25, C25. De ce, Dumnezeule? Ce are în casă? Ce are în casă așa mare? Măi, nenea electricianul, mă, frate, mă, când o să învățați ce face o siguranță și cum să protejează un circuit? Nu știu. Nu știu. Nu știu și sper să învețe și lumea. În primul rând, de asta și vreau să facem atunci și Nana și Chelaru, cât eram pe mini miniciatul acolo și răduc să facem un decalog, 10 chestii pe care să le învețe toată lumea. Nu trebuie să citești 70.000 de cărți, dacă respecti regulile alea, măcar dormi liniștit, clientul e în siguranță. Ăsta era un minim. 2 jumate conductorul, 16 maxim. B, 16 maxim siguranță. Dar e important să treacă de la mine, că e unul pe plus N, că nu. Dar 16 maxim, așa se protejează. 13 dacă consider că nu are consumator mai mare. 10 chiar, ba chiar 6. Pe 2 jumate. Dar maximum este 16 16 amperi, nu 20, nu 25. Și să-mi spună mie cineva ce consumator are pe 25 Că nu pot să-mi dau seama Și sunt câteva în tablou Sunt câteva Uite aici văd un 20 sau 25 Dar oricum încep cu 2 2, 2, 2 până aici Aici cred că e 16 Iar 2 Iar și ordinea asta În ordinea dezordinei O, oh, iar, iar avem aici Ce 20, ce 20 C-25, C-25, lucrul ăsta cu C-20 era permis în Franța, dar le permite norma, nu pot să mă contrez eu cu norma lor. Deși am explicat la mai multă lume, SRE-urile sunt peste toată Uniunea Europeană, fiecare țară are un CTO, o comisie tehnică, care se duce și cere derogări. Domne, la noi nu se poate pune panoul la păcasă pe pentru că avem 80 de grade soare și pognește. Cerem derogare de la norma asta noi vrem pe circuit să avem C20. Pentru că avem, uite, încălzitoarele alea. Toată țara folosește încălzitoare de 4 kW. U, IPO, IPE. Și au o derogare. E cerută de Comisia Tehnică. La noi n-a cerut nimeni nicio derogare. Da, de aia trebuie să ne supunem 100% SR-urilor până în momentul în care normativul se va schimba sau cineva cere derogare. În afară de nana, n-a fost nimeni să tragă de uie pe acolo. Nimeni. Pare rău. Deci, la Francia, permis. La Romanica, nu se pa posibile. Nu ai voie să faci așa ceva. Lucru care trebuia știut, e o chestie elementară aici, nu mai implică SRE-uri, nu mai implică nimic. Da? Da, uite-l, ce 40, ce frumos să vede aici. Deși omul nu lucrează urât, asta vă pot confirma și să și vedeți în poza, omul nu lucrează urât, omul lucrează îngrijit, dar mici, 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 mici detalii foarte importante. De deci ce foarte importante? Între C20 și C16 poate să fie diferență de casa să stea rece sau să aibă o flacă răpăiadă 5 metri. Cam asta e importanța. Dacă înțelegeți ce, tâmpenii spun eu aici. Da, cam asta e tabloașul. Ce să mai... Deci am rămas stupefiat. Pur și simplu. Deci la începutul pozelor dădeam din coadă, acum ar mai dau. Le-am aprins o țigară. Și bara de nul, bineînțeles că nu există decât pentru PE-uri. Iar revenim la ce v-am explicat în alt filmuleț, cu bara de nul ne spune câte circuite să punem în tablou. Aici avem o bară de nul și de PE, da? nul de lucru, nul de protecție. Domnul sunt sigur că le-a unit până astea două, da? Am mai văzut electricieni care au pus pe urile și în asta și în asta, ne știm că aici sunt separate electric, dar văd că unii le-au făcut ștrap. Deci domnul știe ce face, dar putem să luăm bara cea mai mare de aici, care v-am spus ne spune câte circuite putem să punem. Și avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, minus 1, alimentarea, dacă trebuie să alimentăm bara, de pe, ăla e, 16 module. Atâta trebuie să băgăm în asta ne spune singurel, ne spune tablou. Dar, bineînțeles, el fiind uh, umplut cu 1 pe plus N, uh, N nu i-a mai trebuit, nu i-a trebuit și bara de nul și atunci a făcut ștrapul ăsta aici. Dar ce nu văd în pământarea? Care e intrarea? Ăsta pare cel mai gros de aici, dar pare la fel ca ăsta. Și nu e mai mare de 10. Și totuși trebuia un 16 minim. Dacă e casă nu ar trebui să aibă împământare. Bine, zic eu, visătorul vieții. Da. Și aici e greșeală, multă lume nu dă importanță la împământare. E ceva așa facultativ. Greșit, total greșit. Să gândești așa este inconștient. Pământarea este primul lucru la care trebuie să te gândești. Și o bine bineînțeles, sub 4 omi. Există reguli în afară, sub 30 de omi, sub 25 de omi. La noi e sub 4 omi, sub 4 omi respectăm. Sub un om, dacă avem și paratrăznet, parafudră, para zăpezi, ce vreți voi. Da, cam asta e domnul anonim, cu tot respectul. Sper să n-alerge electricianul cu băta. Domnul a lucrat foarte frumos, repet, dar cu niște greșeli majore, aș zice. Majore. Da. Cam asta la filmulețul ăsta, că am lătrat 15 minute 30. Nu uitați, aveți lângă butonul de abonează-te și butonul de alătură-te sau join, dacă aveți meniu în English, ca să susțineți canalul, cei care doresc, bineînțeles. Uh. Am văzut câțiva pe Facebook s-au supărat că am pus un filmuleț și că ei nu sunt membri și că filmulețele apar prima oară pentru membri și la o anumită perioadă de timp discutăm noi între noi membri acolo, că am întrebat pe băieți, băieți la cât timp să dau drumul la filmulețe și fiecare a zis că e alegerea mea, unul la o zi, unul la o săptămână, acum puteți să lăsați și voi jos la comentarii, bă, nu știu, dă-le la membrii 24 de ore și pe aia să-l vedem și noi sau fiecare cum dorește. Da? Deci nu înseamnă că dacă membrii au niște avantaje în plus, voi sunteți defavorizați sau, doamne ferește, să nu se înțeleagă greșit. Că mi-a scris unul că mi-am luat bășini în cap. Da, domne, cum ajunge omul mare? Îți dai seama ce mare am ajuns eu? Sunt același care aveam și 1000 de abonați. Ți se pare ție. Sunt același care la unii li se pare flegmatic. Sunt același care... Eu nu sunt flegmatic. Eu sunt genul de om care ți-am trântit-o direct poți să fii Băsescu, uh, inginerul vieții care ai 70.000 de ani trăiți în electroni, dacă ești prost, ți-am trântit-o direct în față. Eu nu stau să discut verde, albastru, mov. unde e greșit, e greșit. Și nu consider pe unul că dacă a greșit undeva e neapărat prost. Că dacă nu știi ceva, nu înseamnă că ești prost. Dar în momentul în care și susții prostia și încerci să-mi aduci argumente că ești prost, atunci da, mă enervez. Asta lumea nu înțelege. Eu nu sunt un om rău. Au fost băieți care ne-am văzut pe YouTube, au fost aici, poate să vă confirme, am băut o berică, ne-am înțeles, mă înțeleg cu toată lumea. Nu sunt o jigodie, nu sunt cum. Da, vorbesc urât, vorbesc în răspăr, vorbesc cum vreți voi să o luați în unele filmulețe. Dar inconștiința mă aduce pe, pe, pe chestia asta, pe, pe, pe calea asta să vorbesc urât și prost. Dar nu e rea intenția. Deci intenția este să ajungem să facem o instalație, știi cum să fie, cât de urâtă în tablou, nici nu mă interesează, dar să fie safe pentru ăla care locuiește în casa aia sau pentru firma aia sau pentru hala aia. Aia mă interesează cel mai mult. În rest, detalii. fără cu unul pe plus N. Dar punei frate, protecții. Aici nu avem un CPD, Aici nu avem o protecție la supratensiune, pe releu sau contactor. nu avem niciun din în variante. Nu mai vorbesc de SPD 3 pentru curent slab, pentru alea sunt detalii. Nici băieții de la curent slab nu le folosesc la ce le-ar folosi. Îi montează lui unul în casă, spre exemplu, un server, 30.000 de euro. La ce trebuie lua la SPD? Nu are la ce să-i trebuiască. Ce dracu, că doar suntem în România. Da, hai că vorbim prea mult. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor. Și mulțumesc mult uh, membrilor pentru susținere și restul abonaților. Vă uitați la mine! V-am pupat!